Au ieșit ceva discuții înainte de live din cauza faptului că sunt prea multe fete îmbrăcate în negru. În baie se pregăteau de live fetele și a intrat Ionela îmbrăcată într-un pantalon negru, un top negru. Maria era la oglindă, se machia și a văzut-o pe Ionela și le-a anunțat pe fete, le-a spus fetelor să știți că și eu am negru astăzi și Cristina. Mai era încă o fată care anunțase că se îmbracă în negru. Maria spunea că ea nu mai are cu ce să se schimbe în ceva colorat astăzi, pentru că se va îmbrăca colorat în gală, deoarece în gală sunt multe fete îmbrăcate în negru. Spunea că se va schimba, Ionela o să înțeleagă fata, spunea Maria, și o să se schimbe. Ionela a zis că nu se schimbă, că și ea a anunțat că se îmbracă în negru. Maria îi spunea că aici ne întrebăm când luăm negru și Adriana spunea că i-a zis Ionelei că trebuie să întrebe. Maria spunea că le-a anunțat pe fetele din camera ei că astăzi se îmbracă în negru și așa trebuia să procedeze și Ionela. Ionela spunea că și ea le-a zis fetelor din cameră. Maria a spus că aici trebuie să zici personal, atunci când te îmbraci în negru, trebuie să anunți.